capitolul 2, vom citi versetul 20. Galateni 2 cu 20. Aici Apostolul Pavel spune următoarele cuvinte. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Știu că după două zile pline și în fața unui nou an școlar, multe provocări pentru tineri, nici nu vreau să mă gândesc acum la ce se gândesc ei. Probabil nostalgici, gândindu-se la vacanța care tocmai a trecut. Probabil dormiți să înceapă școala care s-a amânat o săptămână față de ceea ce era inițial. Chiar am găsit un copil la noi în bloc, un băiat de la etajul 1 care încă din vară tot aștepta să înceapă școala. Și l-a întrebat, de ce îți dorești așa de mult să înceapă școala? Păi zice, îmi place acolo la școală, îmi place acolo cu colegii, îmi place, dar zic, de vacanță, nu-ți place. Ba da, zice, îmi place și în vacanță, dar mai mult îmi place la școală. Dar zice, păi așa îmi place mie la școală, mai mult. Și vreau să înceapă școala. Și când am auzit că s-a prelungit vacanța, m-am dus la el și am întrebat, mă, te bucur că s-a prelungit vacanța? O, zice, nu. Cred că era singurul elev din țara asta care nu s-a bucurat că s-a prelungit vacanța. N-aș vrea în seara aceasta să întind foarte mult mesajul meu. Știu că un frate român a ajuns și el în Japonia, într-o biserică, și japonezii foarte avansați în tehnologie. Fratele nostru a văzut acolo un lucru foarte interesant. Că la un moment dat, știți cum se mai întâmplă și pe la noi, frații mai obosiți se așează mai în spate și cineva tot îi îndeamnă, haideți vă rog mai în față, vă faci rândurile din față, să fie mai aproape. Fratele a văzut că în Japonia, acolo, frații aveau la bon un buton și apăsau pe un buton și toate băncile pline din spate se ridicau și veneau în față. Băncile goale se duceau în spate și fratele s-a gândit, domnule, ce tehnologie extraordinară. Așa ceva, i-a dorit să avem și noi în România. Dar după ce s-a ridicat și a început să predice, a văzut că după 15 minute amvonul se lasă, coboară în jos și el dispare pe scenă. Tehnologia este bună atunci când ne ajută, dar nu trebuie să o lăsăm să ne încurce și să ne strice ceea ce este esențial, și anume părtășia și mai ales starea în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Eu cred că mă gândesc și cred că este normal să ne gândim fiecare dintre noi ce înseamnă o întâlnire la părtășie de succes? Ce înseamnă o întâlnire de biserică de succes? Zici, domnule, am avut un program reușit. Ce înseamnă un program de închinare reușit? Un program din care nu lipsește ce? Unii zic, domnule, dacă nu bâne, tobele, nu e program reușit. Alții zic, domnule, dacă nu 3, 4, 5 putere electrice în față și nu știu câte și focuri de lumini și artificii și... Nu, atunci nu-i reușit. Da? Ce face ca o întâlnire de părtășie să fie reușită sau nu? Păi, în primul rând, face ca o astfel de întâlnire să aibă în mijlocul atenției și în centrul chinării pe Iisus Hristos. O orice întâlnire care nu are pe Iisus Hristos în centrul atenției și în chinării, nu este o întâlnire reușită. Poate avea orice altceva, dacă nu este Hristos acolo, aceea nu este o întâlnire reușită. Și să nu avem noi impresia că pe Hristos îl aduce sau ține într-o adunare doar faptul că sunt doi sau trei adunați acolo. Dacă acei oameni nu sunt adunați în numele Lui, pentru numele Lui, pentru slava Lui, în închinare înaintea Lui, în dorința fie de a-L asculta și de a-L urma pe El, acea întâlnire nu este o întâlnire reușită. Dar un alt element important este, pe lângă prezența Domnului Iisus Hristos, este prezența fraților la părtășia aceea. Domnul Iisus spune, acolo unde doi sau trei se adună în numele Meu, sunt și Eu prezent în mijlocul lor.
Și frate și sorori, în seara aceasta nu suntem 2 sau 3, suntem nici 20 sau 30. Da? Suntem mult mai mulți. Și acest lucru face ca întâlnirea noastră să aibă toate șansele să fie o întâlnire reușită. Iisus Hristos, în mijlocul atenției și închinării noastre, frații adunați împreună, chiar dacă sunt multe lucruri care ne fac să fim diferiți, vârsta, poate chiar anumite gusturi în ce privește muzica sau poate alte lucruri ne fac să fim diferiți, dar totuși avem ceva ce ne aduce împreună, faptul că suntem frați prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci părtășia devine frumoasă, atunci învățăm să ne armonizăm și să fim împreună niște oameni care se închină Domnului Iisus. Dar mai ales, cred că o întâlnire reușită este acolo în care Cuvântul lui Dumnezeu are loc de cinste. Cuvântul lui Dumnezeu are loc de cinste și Cuvântul lui Dumnezeu este ascultat cu urechile și cu voința noastră, cu inima noastră. Atunci când întreaga noastră personalitate se deschide în fața Cuvântului și când Cuvântul îți vorbește, să nu faci altceva decât să zici, Doamne, ce am înțeles că e din Cuvântul Tău, nu vreau să las măcar o clipă să nu aplic în viața mea. Și Domnul să ne ajute și în seara aceasta, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, cu această atitudine să stăm. Știu că trupul nostru poate este mai obosit, poate este mai greu să ne concentrăm, dar totuși mă rog ca Dumnezeu să facă în seara aceasta ca fiecare dintre noi să înțelegem măcar un lucru pentru viața noastră din partea Domnului. Și acel lucru să așezăm în inima noastră pentru tot restul vieții noastre și să îl lăsăm să ne ducă viața în direcția în care Dumnezeu dorește prin Cuvântul Său. Amin. Amin. În această seară, privind în acest verset, în câteva cuvinte, aș vrea să descoperim împreună, pentru că tema întâlnirii din aceste două zile a fost viața de nota 10, aș vrea să privim în acest verset și să descoperim răspunsul la următoarea întrebare. Când începe un om cu adevărat să trăiască? Când începe un om cu adevărat să trăiască? Dacă ar fi să întreb pe cineva care trece acum pe stradă, tu ce părere ai? Când zici tu că începe un om să trăiască cu adevărat? Depinde pe cine îl întrebi. Dacă întrebi un medic, el îți va spune, din punct de vedere medical, când începe viața, când se formează viața în burta mamei și când începe un om să trăiască, din punct de vedere biologic. Dacă îl întrebi pe un tânăr, de exemplu, când începe un om cu adevărat să trăiască, el îți va zice, o, zice, pare. Atunci când ai 18 ani și îți dă tata mașina pe mâna ta, atunci începe viața adevărată. Atunci când ai găsit fata aia care ți-o dorești mult, visezi mult la ea, atunci începe cu adevărat să trăiești. Altul zice, domnule, atunci când ai pus mâna pe niște bani frumușei, când ai reușit să dezvolți o afacere, atunci începe viața adevărată. Ai scăpat de griji, ești independent financiar, atunci e cel mai bine. Alții zic, nu, domnule, atunci poți trăi cu adevărat când scade sub autoritatea părinților. El ne vorbea, fratele Timotei, despre prima autoritate importantă pe care Dumnezeu așează, prima cronologie în viața noastră, și anume părinții. Da? Domnule, dacă scăpa eu din gura lui mama și abilitate, atunci aș trăi și eu cu adevărat. Dar eu nu pot, de fapt, nu pot fi fericit, nu pot să trăiesc la maxim, că nu mă lasă mama și tata, nu știu ce-i cu ei. Da? Este o carte foarte frumoasă, interesantă, îl recomand celor care au viziunea aceasta despre viața adevărată, cum să crești cu copiii tăi fără să-ți pierzi mințile. Când începe un om cu adevărat să trăiască? Unii au impresia că viața adevărată constă în lucruri materiale, în bunăstarea materială. Alții cred că viața adevărată are legătură directă cu cariera ta, cu munca. Sunt oameni care nu mai pun preț pe relații, pe familie, pe relația cu Dumnezeu, nici vorbă. Ci își canalizează resursele și energiile doar spre carieră. Am auzit și oameni care zic, domnule, noi nu putem avea copii pentru că nu ne dă voie cariera. Dacă fac copii, trebuie să-i spun maternitate, îmi dau bani mai puțin. Nu mi se mai rentează. Nu e rentabil să ai copii. Pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii, dar nu împotriva voinței noastre. Și ne bucurăm pentru ei. 2 dintre ei au fost dimineața aici și Ștefan îl aduce în data viitoare și pe el, cel mai micuț, care are 1 an de zile, luna aceasta. Sunt o bucurie și o comoară extraordinară. Și cei care aveți copii
știți lucrul acesta, dar și cuvântul Domnului ne spune că ei sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar când ajungi să vezi în adevăratele valori din viața ta obstacole față de ceea ce tu ți-ai stabilit deja, ți-ai prestabilit, tu ai stabilit, tu ai hotărât, tu ești curtea constituțională și spui asta înseamnă pentru mine viața adevărată. Și dacă n-am asta, n-am viața adevărată, dacă n-am putere, dacă n-am bani, dacă n-am carieră, dacă n-am diplome, mi le falsific. Dacă n-am putere, școala putere, dacă nu reușesc să fac, să intru la firma putere, dacă n-am salariul ăsta, dacă n-am lucruri de felul acesta, atunci eu nu sunt, nu trăiesc cu adevărat. Când începe un om cu adevărat să trăiască? E adevărat că trebuie să fim atenți la o capcană pe care o astfel de întrebare nu poate prinde. Depinde cum definești viața și la ce te gândești atunci când vorbești despre viață. Dacă viața o definești doar prin prisma lui Bios, cum ne spunea fratele Daniel dimineață, adică doar prin prisma a ceea ce ești din punct de vedere fizic, viața trupească, da? Atunci poți să spui că, știi, eu trăiesc din anul 1982, din 12 noiembrie, de când m-am născut. Da? Dar trebuie să înțelegem că, din cuvântul lui Dumnezeu, că viața noastră înseamnă mai mult decât biologic. Deși include aspectul biologic, cuvântul lui Dumnezeu ne face să înțelegem că ființa umană este compusă din două dimensiuni. Noi suntem compuși dintr-o dimensiune biologică și suntem compuși dintr-o dimensiune spirituală. Cine refuză să accepte una dintre aceste două dimensiuni și cine neglijează una dintre aceste două dimensiuni se expune la niște pericole extrem de dificile și de grave. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu cineva care și-ar nega sau și-ar neglija dimensiunea fizică a vieții sale. Nu s-ar îngriji, ar zice că el de fapt nu există fizic. El nu s-ar îngriji, nu s-ar trata dacă are o boală, nu s-ar hrăni, n-ar bea apă, pentru că el nu crede că există fizic. Ce-ar însemna dacă cineva și-ar nega sau și-ar neglija existența biologică, fizică? Ar suporta consecințele. Da? Ar suporta consecințele, s-ar îmbolnăvi ușor, ar muri mai repede. Dacă nu se spală, ar suferi și alții în jurul lui, enorm de mult. Da? Să-ți negi această dimensiune a biologicului. Deci, domnule, sau să ți-o neglijezi. Să nu ți îngrijezi sănătatea. Un soț și soție în vârstă, peste 80 de ani, au murit amândoi și au ajuns în rai. Și el se tot uita, se uitau amândoi și se minuneau de ce splendorile cerului. Și se tot uitau în ei, în toate părțile, frumusețe de nedescris. Și după o vreme zice el către soție, zice, auzi, dragă, noi de mult puteam să fim aici. Dar tu tot, mănâncă sănătos, mănâncă sănătos. Neglijezi o dimensiune din viața ta și suporți consecințele grave. Dar cu mult mai grav decât ați neglija dimensiunea fizică a vieții tale este să-ți neglijezi dimensiunea spirituală. Și sunt oameni care își neagă sau își neglijează sufletul. Sunt oameni care își neagă existența sufletului sau și-o neglijează. Sunt oameni care își recunosc existența sufletului, dar și-o neglijează. O lasă mâna preotului, o lasă mâna religiei, lasă sufletul în soarta, în voia sorții. Dar păi Dumnezeu știe. A găsit o metodă să rezolve și problema sufletului meu. E cine face lucrul acesta se expune unui risc mult mai mare, chiar decât ați neglijat trupul. Că dacă îți neglijezi trupul, el va suferi fizic și vei muri. Dar dacă îți neglijezi sufletul, cuvântul lui Dumnezeu îți spune că le expune unui pericol mult, 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 infinit mai mare. Și acela de a-ți pierde sufletul pentru veșnicie. De a-l duce în iad, într-un loc al chinului etern. Atunci când începe un om cu adevărat să trăiască? Și aș vrea să înțelegem în seara aceasta că viața adevărată, viața îndeplinătatea ei, începe nu odată cu nașterea fizică, biologică în lumea aceasta. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este o parte a existenței noastre, o existență care, de fapt, din punct de vedere spiritual, se numește moarte. Ce zice psalmistul David? Iată că sunt născut în nelegiuire.
Și în păcat m-a zămislit mama mea. Și apoi tot Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 3, da? Plata păcatului este? Moartea. Este moartea. Deci, din punct de vedere spiritual, noi ne naștem în lumea aceasta cu păcat și sub condamnarea morții. Aceasta este statutul nostru. Deci noi când ne naștem fizic, noi nu începem cu adevărat să trăim. Noi existăm, începem să existăm. Dar o existență care ne condamnă la moarte, dacă nu se schimbă ceva pe parcurs. Atunci când începe un om să trăiască cu adevărat? În primul rând, un om începe să trăiască cu adevărat când se identifică cu moartea lui Iisus Hristos. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Adică eu de atunci trăiesc de când m-am identificat cu moartea lui Iisus Hristos. Este normal să înțelegem că Apostolul Pavel n-a vorbit aici la propriu. El n-a fost la propriu răstignit împreună cu Hristos. Nu? Pentru că dacă era și un paradox și dacă nu înțelegi corect ce a vrut să zică Pavel, o să crezi că este nebun. Sau cei din vremea lui care l-auzeau spunând aceste lucruri ar fi crezut foarte ușor că este un nebun. Cum să le spui tu unor oameni care sunt atât de obișnuiți cu ceea ce însemna crucificarea? Că tu ai fost crucificat și trăiești. Când crucificarea era o metodă de tortură atât de bine pusă la punct de romani, încât crea atâta suferință, încât s-a inventat, s-a creat atunci un cuvânt nou, atroce, care înseamnă de pe cruce. Atunci, odată cu crucificarea, pentru că durerile și suferința era atât de groaznică și de puternică și romanii erau atât de, au perfecționat atât de mult această metodă de condamnare, încât nimeni nu putea să scape de pe cruce cu viață. Nimeni nu putea să scape cu viață de pe cruce. Iar tu să vii și să spui, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, trebuia să fie ori nebun la cap cineva să spună lucrul acesta, ori să vorbească despre ceva mult mai important. De fapt, Apostolul Pavel nici nu a fost răstignit împreună cu Hristos. Fizic. Dar ce vrea să zică el atunci? Adică el zice, eu trăiesc cu adevărat doar atunci, doar din clipa când m-am identificat cu moartea lui Iisus Hristos. Doar în clipa în care am înțeles că Iisus Hristos, murind pe crucea aceea, a murit moartea mea, a murit în locul meu, a murit în folosul meu. Și că eu eram cel care trebuia să fiu în locul lui Hristos. Și abia atunci când eu îmi recunosc vinovăția și când recunosc mila și harul lui Dumnezeu de la cruce și atunci când doar crucea lui Hristos este șansa vieții mele, abia atunci încep cu adevărat să trăiesc. Și până nu vin la crucea lui Iisus Hristos, și până nu vii cu pocăință la crucea lui Iisus Hristos. Nu vreau să las pe nimeni să trăiască în amăgire. Nu poți să trăiești cu adevărat. Nu o religie îți dă viața, nu o credință strămoșească, nu o formă, nu niște ritualuri, nu faptele bune, nimic altceva decât jertfa lui Iisus Hristos la cruce. Amin. Nimeni altul nu este mântuire. Căci nu s-a dat oamenilor niciun alt nume care să fie mântuit decât Iisus Hristos, să vii să fie numele Lui. Așa că doar atunci când ai o astfel de zi în viața ta, în care să vii înaintea crucii lui Iisus Hristos, nu să te duci la Ierusalim, nu acolo este crucea. Și nu este un loc fizic, ci este un loc spiritual în care trebuie să ajungă fiecare păcătos. Este locul întâlnirii spirituale între tine, păcătosul, cu problema păcatului asupra Lui. Și Iisus Hristos care a murit, tocmai ca să rezolve problema păcătoșilor. Și când vii cu inima deschisă înaintea Lui, când te întâlnești cu El, și lași povara păcatului, și îi ceri lui Hristos să-ți dea viață nouă, de atunci începi cu adevărat să trăiești. Și atunci, eu personal, de exemplu, aș putea să spun că am început să trăiesc cu adevărat în anul 1997. Și vă mai spun încă ceva. Am început să trăiesc cu adevărat în Sighe. Prin Harul lui Dumnezeu, aici în Sighe a fost locul în care și eu mi-am predat viața Domnului Iisus. În tabăra... Nu de la Griș, de la Mocănița. În tabăra de la Mocănița
la predica fratelui Tom Gentry, un mare om al lui Dumnezeu față de care o să am toată viața mea o admirație deosebită, un respect deosebit și o să privesc întotdeauna spre ca spre un model demn de urmat. A fost locul în care Dumnezeu mi-a vorbit, în care crucea lui Iisus Hristos, mesajul crucii lui Iisus Hristos a devenit real, clar și provocator pentru viața mea. Și a fost ziua în care am spus, Doamne, mă dăruiesc Ție. Dă-mi viața adevărată. În anul 1997, în vara anului 1997, a fost vara în care viața mea a fost schimbată de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și din ziua aceea, pot să spun și nu o să regret niciodată decizia aceea, a fost ziua în care am început să trăiesc cu adevărat. Atunci am început să trăiesc cu adevărat. De atunci viața mea a fost umplută de sens, de viața adevărată, prin Domnul Iisus Hristos. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și noi, fiecare dintre noi, începem să trăim cu adevărat când ne întâlnim cu Iisus Hristos, la crucea Lui. La crucea care ne oferă iertare. Amin. Dacă cineva este astăzi încă doar cu viața biologică, neglijându-și dimensiunea spirituală, sufletului, nu poți trăi, nu poți avea fericire adevărată și viața adevărată fără o pocăință adevărată. Nu poți să te bucuri înaintea plânsului. Aceea nu este bucurie. În care doar râzi și te distrezi de suprafață. Bucuria adevărată vine atunci când ajungi în fața lui Iisus Hristos și îți plângi păcatul, îți plângi starea nenorocită în care te-a dus diavolul prin păcat și îi ceri să-ți dăruiască viața lui prin iertarea sa. Domnul să facă lucrul acesta în viața tuturor. Apoi, un om începe să trăiască cu adevărat că se identifică cu viața lui Iisus Hristos. Pavel zice, m-am identificat cu moartea lui și trăiesc. Și apoi zice, m-am identificat cu viața lui și trăiesc. Sunt mulți credincioși care se opresc la primul pas. M-am identificat cu moartea lui Iisus Hristos, am devenit copilul Domnului, slavă Domnului, acum aștept liniștit să vină Domnul și să mă duc acasă, nu mai fac nimic. Nu, observați ce zice Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică m-am identificat cu viața lui Hristos. Viața lui Hristos a devenit viața mea. Mintea lui Hristos a devenit mintea mea. Gândirea lui, gândirea mea. Atitudinea lui Hristos, atitudinea mea. Vorbirea lui Hristos, vorbirea mea. Purtarea lui Hristos față de cei din jur. Purtarea mea față de cei din jur. Răbdarea lui Hristos, răbdarea mea. Iertarea lui Hristos, iertarea mea. Sunt oameni pe care îi aud și din păcate chiar și în biserică. Eu nu pot să iert. Atunci tu nu ești ca și Hristos. Tu nu te-ai identificat cu viața lui Hristos. Pentru că Hristos a fost exemplul suprem de iertare. Dacă nici el nu te-ar putea ierta pe tine, cum ar fi? Ce numai tu ai voie să zici că îi prea de tot ce ți-a făcut alții? Iisus Hristos, dar ar putea să zic același lucru oricând despre viața ta. E prea de tot ce faci. Te-am iertat odată de 10 ori, nu te mai iert. Dar Hristos te iartă. Și Hristos te cheamă să îi ierți și tu pe cei din jur. Și pentru cei tineri, începe școală. Presiunea acolo la școală, știu eu cum este. Presiunea aceea de a fi ca și ceilalți. Să fii și tu. Să te integrezi. Că dacă nu ăștia îți bagi joc de tine, te marginalizează, după aceea nu te poți concentra, că nu poate își bagi joc de tine. Eu, când eram la... După ce m-am pocăit, mi-am propus câteva lucruri la școală. Unul a fost să am Biblia cu mine la școală. Și mi-am dus Biblia cu mine la școală. Și în pauze mai citeam din Biblie. Și un alt lucru pe care mi l-am propus în facultate, am zis, băi, de ce să duc eu numai cărțile pentru înțelepciunea lumii? De ce să nu am cu mine și cartea înțelepciunii lui Dumnezeu? Nu o să fie prea greu ghiozdanul dacă mai pun și Biblia. Și am avut Biblia cu mine la școală. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Nu l-am luat ca pe un lucru sfânt care mă salvează din probleme și dacă am Biblia în ghiozdan, sigur o să mă ajute Dumnezeu să iau note mai mari, fără să o citesc. Pun mâna numai pe ea și zic, Doamne ajută și trec bine peste tot, fără să învăț. Nu. Și când aveam timp, nu mi-am făcut o regulă, dar când aveam un pic de timp, știam că pot să aleg la cuvânt. Aveam
decât să stau la bancurile prostești ale colegilor mei sau la ce mai făceau ei, mai citeam din Biblie. Și știți ce s-a întâmplat cu asta? S-a împlinit un al doilea lucru pe care mi l-am propus. Mi-am propus să mă rog și să îi evanghelizez pe toți colegii mei de clasă. Pe toți. Și mi-am făcut un țel din asta. Și în anii de liceu care mi-au rămas, în clasa 9 am întors la Domnul, în vara, dintre 9 și 10-a, din clasa 10-a până la 12-a, mi-am propus să le vorbesc colegilor mei despre Domnul. Dar știți ce se întâmplă când îți propui să le spui altora despre Domnul? Atunci nu mai poți trăi oricum. Că dacă te apuci tu și le spui de pocăință, de viață cu Domnul, de viață schimbată, dar tu trăiești în mijlocul colegilor a neapoda și ei te văd că copiezi ca ei, minți ca ei, vorbești ca ei, te porți aiurea ca ei, ei o să zică, lasă-ne tu, nu ne mai spui despre Domnul. Dar când îți propui să le vorbești despre Domnul, dintr-o dată trebuie să-ți asumi responsabilitatea de a și trăi viața la același nivel. Și am început să mă rog pentru colegii mei. Și citind de Biblie, colegii mei veneau. Bă, dar ce carte e aceea? Și am început să discut cu ei, să intru în vorbă cu ei. Până astăzi, nu știu câți colegi ai mei au fost atinși de Cuvântul lui Dumnezeu și de mărturia pe care am avut-o în liceu. Dar știu despre o colegă pe care am avut-o în liceu. Se numește Corina. Corina Pop. Corina a fost una dintre colegii de clasă care a acceptat odată invitația mea de a veni la biserică. Și a venit la biserică și la prima întâlnire de tineret la care a venit și a participat și a predat viața Domnului. Corina mai avea acasă încă 14 frați. Erau 15. Astăzi, mai mult de jumătate dintre ei sunt pocăiți și părinții ei, care nu-L cunoșteau pe Domnul până atunci. Este cei din Baia Mare, o știți pe Zâna. Zâna este sora lui Corina. Și toți ceilalți pe care știți. Pe Corina nu știți pentru că este în America. Este căsătorită acolo și locuiește în America. Dar Dumnezeu a lucrat în viața Corinei. Prin mărturia mea. Nu știu în viața celorlalți colegi. Și nu știu când Dumnezeu va aduce vremea să lucreze și în viața lor. Dar satisfacția și bucuria mea a fost că dacă mi-am propus ceva nobil, ceva cu adevărat valoros pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost credincios și a lucrat. Nu s-au pocăit toți colegii mei. Dar asta nu m-a dezamăgit. Asta nu m-a făcut să dau înapoi. Și dimpotrivă m-a încurajat să continui să mă rog și să cred că Dumnezeu poate lucra în viețile lor. Vreau să vă încurajez, dragi tineri, mâine începe școală. Trăiți, fiți între colegii voștri niște lumini ale lui Iisus Hristos. Lăsați-L pe Iisus Hristos să trăiască în voi. Și când vă treziți dimineața și știți că trebuie să mergeți la școală, gândiți-vă cum o să vă îmbrăcați în așa fel încât prin ținuta voastră să poată să iasă în evidență Iisus Hristos. Când vă învățați lecțiile, gândiți-vă că voi îl reprezentați pe Iisus Hristos. Când răspundeți colegilor, când răspundeți celor care poate să vă ironizează sau vă facă de voi, să o faceți ca și Iisus Hristos. Adică să vă identificați cu viața Lui. Și aparent zici că este greu, când te identifici cu viața lui Iisus Hristos, zici că este greu. Că viața lui Iisus Hristos n-a fost o viață ușoară. N-a fost o viață ușoară. A fost o viață grea. Gândiți-vă doar la viața lui Iisus Hristos. Hristos trăiește în mine. Dar gândiți-vă că Hristos nu doar a trăit și prin lucrurile frumoase pe care le-a făcut să zici vreau și eu să trăiască Hristos în mine. Dar Hristos a trăit o viață de slujire supremă, de sacrificiu suprem, de iubire supremă. Hristos a fost cel care s-a dăruit tuturor celor din jurul Său. Hristos a fost cel care a venit în lumea aceasta să caute și să mântuiască ce era pierdut. Vrei ca El să-și trăiască această viață a Lui în tine? Vrei să te identifici cu viața Lui? Atunci asumă-ți viața lui Iisus Hristos. Cunoaște-L pe Hristos mai mult. Fă-ți timp să-L descoperi pe Hristos. Fă-ți timp să te uiți în Cuvânt, în Evanghelie, la viața lui Hristos și când citești, nu citi doar pentru că acolo ai ajuns cu cititul, ci citește conectându-ți mintea și inima la viața lui Hristos. Și lăsându-L pe El să-ți modeleze viața după chipul Său.
Amin. Amin. Și în al treilea rând, un om trăiește cu adevărat când se identifică cu promisiunile lui Hristos. Am văzut foarte mulți credincioși amărâți și triști. Descurajați, obosiți, nemulțumiți. Și nu zice nimeni că n-au motive să fie așa. Poate dacă ai stat să stai de vorbă, dacă ai vrea să stai de vorbă cu ei, ai descoperit multe lucruri care ar justifica o stare de supărare, de întristare, de neliniște în viața lor. Însă, Apostolul Pavel ne descoperă un secret extraordinar. Un secret care nu are nimic ascuns pentru niciunul dintre noi, dimpotrivă. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cu alte cuvinte, știți ce zice Apostolul Pavel aici? Dacă Hristos a fost în stare să îmi dea viață spirituală și să se îngrijească de sufletul meu și de veșnicia mea, dacă El a putut rezolva ecuația mare, nu poate El să se ocupe și de celelalte mai mici din viața mea? Dacă El a putut să rezolve problema sufletului, să mă mântuiască, nu poate El să se îngrijească și de trupul meu? Viața pe care o trăiesc acum în trup, lucrurile care țin de viața mea biologică acum, sunt încredințate tot lui Hristos. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca, ce veți mânca, ce veți bea. Toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, care este în cerul, știe că aveți trebuință de ele. Și nu doar că știe, că implicit va și rezolva problemele acelea din viața voastră. Ce bine e, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri care țin de viața trupească, de biologic, Hristos vă le va da pe deasupra. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit să a dat pe sine însuși. Adică îmi pun toată nădejdea în purtarea de grijă a lui Hristos. Mă ancorez în promisiunile Lui. Ancorat în moartea Lui pentru viața spirituală, ancorat în viața Lui pentru mărturia mea în lumea de aici și ancorat în promisiunile Lui pentru momentele dificile prin care trec în viața de aici. Poate treci prin boală, stai liniștit. Hristos cunoaște boala ta. El știe orice diagnostic, mai bine decât orice medic. Și Hristos nu doar știe, El și poate să intervină în viața ta cum nu poate să facă niciun alt om. De aceea stai liniștit în boală. Stai liniștit când nu găsești răspunsul la întrebările din viața ta. Stai liniștit. Hristos este în control, bazează-te pe promisiunile Lui. Și El te va trece biruitor prin toate încercările. Poate sunt alte circunstanțe care te-ar face nefericit sau neliniștit. Stai liniștit, încrezător în Iisus Hristos, că El poate să rezolve orice problemă din viața ta. Noi avem o cântare foarte frumoasă. Nu este munte prea înalt ca El să nu-L miște. Nu este durere prea grea să nu rezolve. Nu este problemă prea grea să nu rezolve. El purtata pe unii săi povara crucii. El poate lua chiar acum povara ta. De aceea, viața adevărată înseamnă să te dărești de plin lui Hristos. Cu biologicul tău, cu spiritul, cu viața ta spirituală și cu viața ta în tu, aici pe pământ. Să te dărești cu totul Lui. Și să-L lași să vezi ce poate El să facă cu viața ta. Și mai ales ce poate să facă prin viața ta, în viețile celor din jur. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să ne identificăm cu Iisus Hristos. Fără să ne fie rușine, fără să ne fie teamă, să ne putem identifica cu El. În moartea Lui, în viața Lui și în promisiunile Lui. Și așa vom trăi o viață din belșug împreună cu El. Amin. Amin.